E momentul tău de glorie. Nu. Da. Eu am încercat să fac hai să spunem, o cremă de gutui. Nu. Ce avem în farfurie? O cremă de gutui. O cremă de gutui. Sub e un caju tras în tigaie cu rozmarin, crunch de ciocolată, care mi-a reușit dintr-a doua, ciuperci, dulceață din ciuperci. Cel roșu e un sos din căpșuni, dafin și roșii. Desertul necesită alte lucruri. Una e să arunci o carne, o garnitură, un sos. Și alta e să nu fii sub presiune, să gândești lucrurile, să ai rețetele în cap și așa mai departe. Oana? Da, șef. Îți place? Îmi place. Îmi place crema, îmi place și... Îți place textura cremei? Nu-mi place textura ei, îmi place gustul. Și cam atât. Nu-mi place nici platingul, nu-mi place floricica. Este posibil să-mi cresc capitalul de antipatii, însă o să fiu tot eu. Asta este cine sunt eu, asta este părerea mea. Eu nu am deranjat pe nimeni, nu am jignit pe nimeni. Pur și simplu mi-am spus părerea pentru care am dreptul să vorbesc. Mie îmi place foarte mult sosul roșu. Și mi se pare că sosul roșu în combinație cu ciocolată ar fi și un desert superb, așa, mai simplu. Ceva făcut din astea două gusturi. E super combinație.